În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubiți și prea cinstiți părinți, iubiți credincioși, iată cu binecuvântarea preasfințitului nostru Nestor, ne-am adunat în această seară împreună la taina Sfântului Maslu, în Duminica 5 a Sfântului și Marelui Post, aici la Sfânta Catedrală din Orăștie. Încă de duminica trecută, în Sfânta Evanghelie, se pomenea despre răstignirea Domnului. Și am putea spune că chiar de la duminica a treia, Mântuitorul vorbește despre pătimirile sale. Dar astăzi, în duminica a cincea, vorbește lămurit despre faptul că El va fi răstignit, că El, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, va fi dat în mâinile păcătoșilor, care îl vor prinde, îl vor lega, îl vor bate, îl vor scuipa, îl vor răstigni și îl vor osândi la moarte și că a treia zi va învia. Ei, iubiții mei, iată tot acest sfânt și mare post, noi l-am trăit în lumina crucii lui Hristos. Le spuneam, pe la începutul postului, la catedrala noastră din Deva, îi îndemnam, acum vreo 5-6 săptămâni, ca toți să ducă postul în lumina lui Hristos. Adică să ducă postul privind la crucea lui Hristos. Nimeni să nu postească pentru El sau numai pentru El, ci să postească împreună cu Hristos, să privească, să sufere împreună cu Hristos și toată nevoința noastră duhovnicească să fie unită cu nevoința cea puternică și cea sfântă a lui Hristos. Pentru că noi oamenii nu facem nimic doar pentru noi și doar de dragul nostru, pentru că a face numai de dragul nostru nu ne-am putea mântui, nu ne-am putea ispăși păcatele, nu ne-am putea izbăvi, pentru că această izbăvire și această mântuire vine de la Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos a venit pe pământ de dragul nostru, tocmai de dragul nostru. Și dacă El a trăit pe pământ 33 de ani, viață fără păcat, nimeni nu l-a putut vădi de păcat. Nici o clipă, nici o secundă, fracțiune de secundă, nu a fost în care El să nu facă binele, să nu facă bine oamenilor și să nu slăvească pe Dumnezeu Tatăl. Deci să nu fie slăvindu-L pe Dumnezeu și făcând bine oamenilor prin cuvânt, prin gând și prin faptă. Și trăind acești 33 de ani în lumea păcatului, El i-a trăit așa cum ar trebui să trăim noi, cum ar fi trebuit să trăiască strămoșul nostru Adam în rai. Și Adam n-a reușit nici în rai să trăiască viața cum i-a poruncit-o Dumnezeu. Și Domnul Hristos a venit pe pământ ca al doilea Adam, și a trăit pe pământ viața sfântă aici, în mijlocul păcatului, în împărăția păcatului, viața fără păcat. Dar înainte de a ne mântui pe noi, Domnul Hristos a postit 40 de zile. El n-a mâncat nimic imediat după ce s-a botezat, a fost arătat lumii ca mielul lui Dumnezeu, mărturisit ca fiul lui Dumnezeu de către Tatăl Ceresc, de către Duhul Sfânt. A ieșit în pustia Carantaniei și acolo, timp de 40 de zile, n-a mâncat și n-a băut nimic, nici apă n-a băut. Și a făcut aceasta de dragul nostru și ca să biruie cele trei mari ispite care biruie firea umană, care ne biruie pe noi oameni. Ce biruie pe noi oameni? Lăcomia mâncării. Prin aceasta a căzut primul om, Adam. Și toți noi nu ne putem înfrâna de la mâncare. Asta a fost, că omul a fost făcut
să trăiască fructifer la început, dar să ajungă să trăiască doar cu harul lui Dumnezeu. Și căzând în această lăcomie, așa se spune într-o cântare la slujbă, la fericirile glasului întâi, prin mâncare a scos din rai vrăjmașul pe Adam, iar prin cruce l-a adus Hristos întrânsul pe tâlharul. Deci prin cruce, prin suferință, ori crucea și suferința spiritual sunt înțelese ca post și rugăciune. Și Domnul Hristos deci a refuzat lăcomia, a refuzat mândria, adică aruncă-te jos de pe templu că te vor prinde îngerii lui Dumnezeu. A refuzat mândria și a refuzat slava acestei lumi. I-a arătat toate împărății lumii Satana și a spus, ale mele sunt, eu le dau cui voiesc. Dacă te supui mie, vor fi ale tale. Și Domnul i-a răspuns potrivit la fiecare cu un cuvânt din Scriptură. Ei, primul cuvânt care a spus, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, este cuvântul care ne arată puterea lui Dumnezeu și esența postului. Dragii mei, postul nu este o înfometare, ci postul este o hrănire cu altceva. O hrănire cu harul lui Dumnezeu. Deci omul se poate hrăni cu harul lui Dumnezeu. Au fost ființi care au trăit toată viața numai cu Sfânta Împărtășanie. Sfântul Paisie cel Mare, în Egipt, 76 de ani, doar cu Sfânta Împărtășanie, alți mulți sfinți. Deci, Sfântul Efrem Siru spune că de aceea Hristos n-a prefăcut pietele în pâi, pentru că era un lucru prea mic pentru el. El poate să facă din nimic să hrănească o lume întreagă. Ca și cum i-ar fi zis celui rău, păi tu încerci să schimbi materia dintr-o stare într-alta, din pâini, să pietri, să fac pâini. Păi eu pot să fac din nimic și să hrănesc toată lumea. Dumnezeu hrănește toată lumea din nimic, iar în mâncarea pe care noi o mâncăm, de fapt este o energie nutritivă care o luăm și 90% din aliment se duce. Deci, noi trebuie să ajungem să ne hrănim cu harul lui Dumnezeu. Asta e de fapt postul. Postul e o perioadă în care noi ne hrănim cu harul lui Dumnezeu și învățăm să ne închinăm lui Dumnezeu, că așa zice, lui Domnului Dumnezeu, lui tău să te închini și lui să-i slujești, și nu ne încredem în puterile noastre, nu ne mândrim că dacă n-am mâncat nu știu câte zile, sau zeci de zile, au unii sfinți, nu mănâncă tot postul mare. Nu ne mândrim ceea ce a cerut Satana Mântuitorului, ci recunoaștem că postul este o poruncă de la Dumnezeu, prin care noi de-abia ne apropiem de să facem ceea ce ar trebui să facem. Deci postul este o smerenie. Cu cât te apropii de Dumnezeu, cu cât împlinești voia Lui, cu atât te zmerești. Pentru că numai zmerenia te apropie cu adevărat de Dumnezeu. Ei, Sfântul Efrem Siru zice că Mântuitorul a postit 40 de zile de dragul nostru ca să ne atragă la El. Zice, ia, vedeți cât de mult vă iubesc eu. Eu-s gata să sufer pentru voi orice. Și ca să vedeți că eu vă iubesc cu adevărat, iată că eu nu mănânc nimic 40 de zile. Cum i-a zice un băiat la o fată pe care o iubește, iată ce te iubesc eu pe tine. Nu mănânc nimic 40 de zile. Ăsta-i. Și dacă să-i va cere, eu voi și muri pentru tine. Sunt gata să și mor pentru tine. Așa face Domnul pentru sufletul nostru. Deci eu-s gata nu numai să nu mănânc nimic 40 de zile de dragul vostru, de dragul tău suflete, ci și să mor pe cruce răstignit pentru tine. Și așa face Domnul și zice Sfântul Efrem Siru că postul mare pe care îl ținem noi este o palidă replică a noastră, a oamenilor,
a mireselor lui Hristos pe care o dă mirelui ceresc. Adică mirele ceresc e Domnul Hristos, care a murit pentru noi pe cruce. Și mirele își ia mireasa de mână să o ducă la Tatăl, adică sufletul nostru. Și o ia de mână, dar îi cere și miresei, îi cere ca să facă și ea ce face el. Păi zice, dacă eu postesc și mă rog Tatălui, și tu, suflete, mireasă, trebuie să postești, să te rogi Tatălui. Și iată ce frumos ne învață Domnul Iisus Hristos cum să-i urmăm Lui, nu zicând cuvinte din afară, ci zicând cuvinte împlinite, cuvinte pe care El le-a trăit mai întâi. El s-a dus El, cum zice, pe spini, călcând cu picioarele goale pe spini și i-a zdrobit spinii. Și apoi ne cere și nouă să merem de mână cu El și după El, pe aceeași cale, dar spinii deja zbătuciți, zbătătoriți de către El. Și de aceea, mesul acesta, postul acesta nostru, este un post pe care îl facem împreună cu Hristos. De aceea ne și pune crucea în mijlocul postului, ca să ne arate că El mai înainte de noi s-a răstignit. Noi am postit și noi 3 săptămâni și suportăm o mică răstignire, dar El ne apare pe cruce, bătut în cuie și n-am mâncat nimic 40 de zile. Zice, iată, eu sufer și îs gata să mă duc înaintea voastră, a celor ce postiți pentru mine, suferiți pentru mine, și să vă ajut să vă fac calea mai ușoară, mai plăcută, pentru că eu am făcut-o, dar am făcut-o de dragul vostru. Adică eu n-am mâncat 40 de zile, m-am lăsat răstignit, dar totul de dragul vostru, ca una tot puternic, adică că eu pot, adică puteam și să mânc, puteam și să fac pietre în pâine, puteam să fac altceva, dar nu am făcut-o de dragul vostru, întru toate m-am supus Tatălui și m-am supus vouă. Și așa face Domnul calea postului împreună cu noi, ca noi să o facem împreună cu El și împreună să mergem la Tatăl cel Ceresc. Mai avem o săptămână de post. Săptămâna aceasta, a șasea, este ultima săptămână de post pentru noi, pentru miresele Domnului Hristos, miresele creștine. Pentru că din Duminica Floriei lor se consideră că postul pentru noi s-a terminat. Adică dacă 6 săptămâni am postit pentru noi, noi mireasa, ne-am curățit, ne-am îmbunătățit, ne-am luminat, ne-am făcut ca să plăcem mirelui ceresc, Domnul Iisus Hristos. Dacă am făcut aceasta 6 săptămâni, la Florii se consideră că mirele ceresc a intrat în Ierusalimul sufletului, a intrat în Ierusalimul sufletului nostru și de aici mireasa e unită cu mirele, nu mai trăiește pentru ea. Mireasa trăiește o vreme pentru ea până când găsește calea spre mire și se întâlnește cu el, dar încet, 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 eu ei este înlocuit de eu mirelui. În iubire fiecare trăiește pentru celălalt. Cu mirele a trăit pentru mireasă și a dat viața și ultima picătură de sânge și noi deja trebuie să trăim pentru mire. Și ăsta e postul, 6 săptămâni în lumina crucii. Ce înseamnă crucea? Puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu jertfită pentru noi și toată puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu dăruită nouă oamenilor. Iată, aceasta, crucea ne-a luminat, ne-a înțelepțit, ne-a umplut de râvnă, ne-a umplut de dragoste, ca să mergem și noi pe calea Domnului Hristos și la Florii, la intrare în Ierusalim, să ne unim cu El, să ne unim cu El și săptămâna mare să o trăim pentru El. Săptămâna mare nu se trăiește pentru om, ci se trăiește pentru Domnul. De aceea îi spune săptămână mare, pentru că este săptămâna Domnului Hristos, săptămâna Fiului lui Dumnezeu, jertfit pentru noi,
săptămâna mirelui ceresc, care trăiește ultimile zile pe pământ de dragul nostru, părăsit de toți, trădat, culit, bătut de dragul nostru, și toate aceste zile sunt, formează săptămâna mare și sunt mari. Vedeți, noi zicem lunea mare, marțea mare, miercurea mare, joia mare, vinerea mare, sâmbăta mare și duminica mare, ziua de Paște. Toate sunt ca ziua de Paște. Deci de luni, după flori, fiecare zi ca ziua de Paște. De aceea, noi trebuie să trăim aceste zile ultime așa cum au trăit sfintele femei mironosițe, cum a trăit preacurata Maica Domnului. Așa ar trebui să trăim noi aceste ultimele zile, să nu le mai trăim pentru noi, măcar aceste ultimele zile să le trăim pentru Domnul nostru Iisus Hristos și să mergem împreună cu mirele ceresc pe calea crucii, pe calea răstignirii și să simțim și noi durerile Lui și lacrimile Lui care le-a făcut pentru mântuirea noastră. Acum, știm că Domnul Iisus Hristos a plâns pentru noi, pentru fiecare în parte. Spune că s-a urcat pe muntele măslinilor și a plâns Ierusalimul. A plâns pe în grădina Ghesimani, a plâns și s-a rugat cu sudor de sânge și cu lacrimi de sânge. Atunci a plâns pentru fiecare dintre noi. Noi, dacă suntem astăzi creștini și mergem pe calea mântuirii, pe calea crucii lui Hristos, suntem botezați, suntem datorită lacrimilor Maicii Domnului și mai ales datorită lacrimilor Domnului Hristos din grădina Ghesimani și sudorilor Lui, din grădina Ghesimani, lacrimilor și sudorilor de sânge care s-au vărsat pentru toți cei care urmau să creadă și vor crede până la sfârșitul lumii. Deci iată, și noi suntem rodul acelor lacrimi ale Domnului Hristos. Ei, dacă El a făcut așa pentru noi și zice că dacă numai un om singur ar fi fost pe pământ, Domnul Hristos ar fi trăit aceeași viață și ar fi murit pentru El pe cruce. Și a făcut atâta dragoste pentru noi, iată că ne cere și nouă, puțin, puțin, să facem acel pas la cei 99 ai Lui, ca să mergem și noi pe calea Lui. Și aș vrea să vă spun câteva cuvinte, poate, despre cum a trăit Maica Domnului săptămâna mare, pentru că Maica Domnului este modelul nostru absolut de creștin, modelul nostru absolut de creștină. Știți că la un moment dat, când Domnul Hristos predica atât de frumos, cum n-a mai predicat nimeni vreodată pe pământ, și a făcut minuni, a vindecat mulți bolnavi, drăciți, orși, chiopi. O femeie din popor, o femeie credincioasă din popor, erau și cei care îl urau pe Domnul Hristos. Femeia din popor a strigat: fericit este pânte cele care te-a purtat, fericit sunt sânii pe care i-ai supt, sânii care te-au alăptat. Și Domnul Hristos atunci o arată pe Maica Domnului modelul absolut de credință. Îi zice, da, așa este, fericită este mama mea, că m-a purtat în brațe și în pântece și m-a alăptat. Dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Ei, cine-i primul împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu pe pământ? Cine-i primul împlinitor și desăvârșitul și ultimul împlinitor care a împlinit toate poruncile lui Dumnezeu și n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu gândul, decât preacurata Maica Domnului? Ea e singura ființă din istorie, din istoria lumii, care de la 3 ani s-a dus la templu și s-a dăruit lui Dumnezeu ca și călugări la 30 de ani. Și atât a fost de hotărâtă, de sfântă, că zice Sfântul Nicolae Calvasila, zice, singură prunca s-a luat la luptă cu toate imperiile drăcești.
cu imperiul mâniei, diavolul mâniei, miliarde de diavoli ai mâniei, miliarde de diavoli ai poftei, miliarde de diavoli ai urii, miliarde de diavoli ai lăcomiei. Sunt imperii, toate patimile sunt imperii. Zice, singura s-a luat la luptă prunca și le-a biruit. Nici cu gândul n-a păcătuit. Zice, dar cine a învățat-o? Că n-a avut alt model. Ea n-a mai avut niciun model de sfințenie. Să ajungă, să nu păcătuiască, să meargă la 3 ani la templu, să urce singură cele 15 trepte pe care preoții le urcau cântând câte un psalm. Și ea le urcă singură, deci s-au speriat toți. Și o ia marele arhiereu în brață, Zaharia, o ia de mână și o duce în Sfânta Sfinților, unde nu intra nici arhiereu, marele preot de câteodată pe an, că murea dacă intra, atât era de sfânt locul. Și preacurata intră și stă 12 ani acolo în Sfânta Sfinților, în Sfântul Altar. Zice, ceea ce ai fost adusă la Sfânta Sfinților ca să te sfințești ca o sfințită și de îngerii s-au minunat și ai ajuns mai sfântă decât Sfânta Sfinților. Deci Maica Domnului este mai sfântă decât Sfânta Sfinților, decât Sfântul Altar. Ei, ea, Maica Domnului, deci este singura ființă care a împlinit desăvârșit poruncile lui Dumnezeu. Ei, dacă privim în viața ei și citim în Sfânta Scriptură și în scrierile care scriu despre Maica Domnului, o să vedem că ea este singura care a trăit cum trebuie. Cum trebuie? Săptămâna Mare. Este singura ființă din istorie. Ea este singura ființă care a împlinit prima poruncă. Știți, prima poruncă, Domnul Hristos o sintetizează, de fapt, cele patru. Zice, care e prima poruncă? Ați auzit la Evanghelie. Să iubești pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, cu toată inima, toată puterea. Patru lucruri, patru porunci. Este o ființă care a împlinit-o? Este, Maica Domnului, atât. Restul nici un om n-a mai putut să o împlinească de săvârșit. Ei, ea este singura ființă care trăiește Săptămâna Mare așa cum ar trebui trăită. Domnul Iisus Hristos n-a băut și n-a mâncat, cum cântăm noi în priceaznă, numai în rugăciune a stat. 5 zile și 5 nopți, n-a gustat nimic. A plâns. Ei, Maica Domnului a văzut toate aceste lucruri. A văzut intrarea în Ierusalim. Maica Domnului știa Scripturile desăvârșit, știa toate profețiile, știa că urmează să fie răstignit. Nimeni nu înțelegea. Și apostoli au auzit că va fi răstignit, dar nu știau, nu-și puteau da seama cum. Maica Domnului știa ce l-așteaptă. Ei, știind ce l-așteaptă, cam așa trebuie să trăim noi Săptămâna Mare, adică știa că trebuie să se răstignească. Fără răstignire, Fiul lui Dumnezeu nu ne-ar fi mântuit. Fără răstignire, lumea n-ar fi fost mântuită. Dar ea a stat în rugăciuni și în lacrimi alături de El. Tot ce a trăit Domnul Hristos în sufletul Lui și apoi în trupul Lui, acele bătăi și zdrobiri, cum n-a mai fost vreodată pe pământ, nu știu câte mii de spini în cap, toate acestea le-a trăit Maica Domnului în sufletul și în inima ei. Ea l-a urmat, dar nu pe ascuns, ca și Sfinții Apostoli sau Sfintele Femei. Ea a mers pe față, cu riscul, cu prețul vieții. Dacă ea, atunci când era copilă și când a mers la templu, nu s-a temut singură de toți demonii din iad, miliardele, și singură i-a înfruntat și n-a păcătuit, ca să se facă palata lui Dumnezeu, să poată veni Dumnezeu pe pământ, să o găsească o biserică mai sfântă decât biserica cea veche a evreilor. Și să stea în ea, dacă ea a avut atunci curaj, acum a avut curaj și ea să moară de miliarde de ori Maica Domnului și ar fi vărsat sângele împreună cu fiul ei. Iată, asta e mireasă, asta e mireasă adevărată. Deci care merge cu mirele ei și fiul ei și Dumnezeu ei, merge de 1 miliard de ori și-ar fi vărsat sângele. Zice Sfântul Dimitri al Rostovului, mare Sfânt Părinte, numit gură de aur la rușilor sau slavă, zice, cinci lucruri, zice, i-au rănit inima Maicii Domnului. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos, zice, că o întreabă pe Maica Domnului, după ce a înviat, zice, Maica mea dragă, spune, care din faptele mele și din durerile mele
care din suferințele mele câte le-am trăit pe pământ ți-au rănit cel mai mult inima și te-au făcut să suferi cel mai mult? Și a spus Maica Domnului Preacurată, i-a spus, 5 lucruri m-au rănit, 5 lucruri. Ce, prima rană în inima mea a fost atunci când Simeon mi-a spus, Sfântul și Dreptul Simeon, mi-a spus că va trece sabie prin inima mea și că tu vei fi pus spre piatră de potignire, spre ridicarea și căderea multora. Maica Domnului, când l-a născut pe Domnul Hristos, n-a suferit dureri, că l-a născut din Duhul Sfânt, l-a zămislit și a născut fără durere, cum trece raza soarelui prin fereastră. N-a cunoscut plăcere, n-a cunoscut durere. Dar durerea ei a fost când Domnul Hristos s-a născut în cer, ea l-a născut pe pământ. Dar acum trebuie să se nască Domnul înapoi, să meargă la Tatăl în cer. Și nașterea din nou, nașterea adevărată a fost crucea, moartea pe cruce. Zice Sfântul Părinte Arsenia nostru, Arsenie Boca, zice, nu știu care e adevărata nașterea lui Hristos, zice, cea din Betleem sau cea de pe Golgota. Și asta l-a născut pe Hristos, cel care stă în slavă de-a dreapta Tatălui, răstignirea. Ei, Maica Domnului, deci n-a cunoscut durere, dar pe cruce atunci a cunoscut durere. Și zice, sunt 5 lucruri care m-au rănit, zice, dar zice, le-am primit cu toată dragostea și aș eu mi-aș fi vărsat sângele de milion, de un milion de ori, de miliarde de ori împreună cu tine. Tot ce ai suferit tu și eu aș fi suferit, că și eu îl iubesc pe Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, cu toată inima și toată puterea. Te iubesc și voia lui Dumnezeu vreau să o fac desăvârșit. Deci, dar nu mie mi-o fă dat să-mi vărs sângele, mie numai inima să mi-o rănesc și sufletul ți-o fă dat fie, că tu ești Fiul Tatălui Ceresc. Dar eu ca credincioasa ta, ca mireasa ta, ca mama ta, ca fiica ta, eu-s gata să fac același lucru. Și zice, primul lucru, deci a fost atunci când mi-a spus Simeon, aveai 40 de zile. A doua oară, zice, mi-ai străpuns inima când aveai 12 ani și te-am pierdut 3 zile și 3 nopți. N-am știut pe unde ești. Și am venit plângând, ce săbii au intrat în inima mea când nu te-am mai văzut. Te-am găsit în templu, vorbind cu cărturarii și fariseii, cu mari preoți, poate era și Ana, și Caiafa acolo, și îi uimei pe toți. Zice, și atunci a fost a doua sabie care mi-a străpus inima. Zice, a treia a fost când te-au prins și te-au legat, ca să te restrignească. Deși știam, eu știam că ești nevinovat, știam că ești fără de păcat, știam că n-au nicio vină. Dar știam că și trebuie să se împlinească porunci, profețiile. Și de aceea atât am suferit, nu spus ce suferință, atunci când te-au prins, te-au dus legat, te-au bătut toată noaptea, o noapte întreagă te-au schingiuit de la Ana la Caiafa după ce te-au prins în Ghesimani și dimineața când te-au pus să duci crucea nu mai aveai sânge și putere în corp. Și eu știam că te-am născut pe tine Fiul lui Dumnezeu, te-am născut fără păcat și știam că tu ești Dumnezeu adevărat și om adevărat, fără păcat. Și am suferit. Deci a patra oară, când te-au pus să-ți ducă crucea, să-ți duci crucea și te-au bătut în piroane, nu ca pe tâlhar, pe tâlhar te-au realegat cu niște frânghii la cruce. Pe tine te-au străpus cu piroane, deși erai cel mai nevinovat. Dar, zice, tu te rugai și ziceai, Tată, Părinte, Tată Ceresc, iartă-i că nu știu ce fac. Dar ei nu știau că atunci când străpungi mâna cu piroane unui fiu, o doare pe mamă. Pe mamă o doare. Când și pe el îl doare, dar și inima mamei îi o doare. E străpunsă și ea. Zice, atunci și când ai murit. Dar toate acestea le-am răbdat și am stat lângă tine, lângă cruce, pe față, indiferent ce ar fi vrut soldatul, dacă m-ar fi biciuit, dacă m-ar fi lovit cu sulița, cu sabia, toate le-aș fi primit de dragul tău. Că eu sunt adevărata ta credincioasă, adevărata ta mamă, adevărata ta fiică, adevărata ta mireasă. Eu sunt icoana tuturor credincioșilor adevărați care vin cu tine. Și de aceea am primit cu drag. Dar de aceea
dacă ascultați cântările din Săptămâna Mare, cu aceasta sfârșesc, vă îndemn, mergeți la denii, nu doar joia și vinerea, cele 12 evanghelii și la prohod, mergeți la toate, să vedeți ce frumos cântările din această săptămână, cum spun, Maica Domnului plânge, Domnul Hristos vorbește cu iudeii, zice, acestea zice Domnul către iudei, poporul meu drag spune, pentru ce m-ați răstignit pe mine? Sau ce rău v-am făcut? Pentru ce? Ce pe orbii voștri i-am vindecat, pe cei leproși am curățit, pe bărbatul care era în pat l-am întărit, care era un loc. Zice, pentru care lucruri mă răstigniți pe mine? Zice, altă stihire, zice, toate au suferit din sutul tău trup. Fiecare mădular a sfântului tău trup a răbdat bătăi și scuipări. Zice, ce capul spini, fața scuipări, mâinile piroane, tot a fost o suferință. Și în toate Maica Domnului rabdă cu credință, cu rugăciune, nu sentimental doar, și se roagă și zice, da, înviază, Doamne, ca un Dumnezeu și bucură și pe preacurată mama ta. Dragii mei, așa trebuie și noi să participăm la Săptămâna Mare. Să participăm la slujbe, ca să trăim slujbele așa cum sunt. Să ne întristăm cu întristare adevărată, dar și cu credință adevărată. Să putem să-i zicem, Doamne, știm că Te-ai răstignit pentru mine. Dacă nu Te-ai fi răstignit Tu pentru mine, eu nu m-aș fi mântuit, că nimeni nu se poate mântui fără răstignirea Domnului. Răstignirea Domnului ne-a mântuit pe toți, obiectiv. Subiectiv ține de noi, dacă îl acceptăm pe Domnul. Dar și înviază-le și că așa cum ne întristezi cu răstignirea Ta, cu bătăi, cu scuipări, cu tot ce ai suferit Tu și suferi, tot așa cum ne întristezi și bucură-ne cu învierea Ta. Așa să trăiește, dragii mei, bisericește, să trăiește duhovnicește. Adică Îl urmăm pe Domnul Hristos, împlinim poruncile Lui cât putem în Săptămâna Mare, mai lăsăm grijile noastre așa cumva și încercăm să intrăm în taina Lui, în taina Dumnezeului om, taina Fiului Dumnezeu. Și zic, Doamne, cum poate că săptămâna asta mare mi-ai dat-o Tu ultima pe pământ, nu știu câte voi mai trăi, fiecare săptămână mare o trăim, ca să ajungem să trăim o săptămână desăvârșită și apoi să murim și să înviem cu Hristos. Poate asta mi-o fi ultima, poate mi-o fi a doua, a treia, o mai trăi, două, trei, patru, nu știu cât o mai trăi. Dar ajută-mă să trăiesc așa cum a trăit preacurată Maica Ta, cum au trăit Sfinții Apostoli, cum au trăit Sfintele Femei și așa împreună cu Tine și eu să trăiesc, ca să trăiesc, să pătimesc toate și apoi să pot muri și învia cu Tine. Așa să ne ajute Dumnezeu, dragii mei, să putem zice în Săptămâna Mare și la Paști, ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, astăzi mă scol împreună cu Tine, învin Tu. Răstignitu-mă ieri împreună cu Tine, însuți împreună mă preaslăvește, Hristoase Dumnezeule, într-o împărăția Ta. Să ne ajute Domnul ca împreună cu El să trăim, împreună cu El până la Paști și împreună să înviem și să fim cu El în veci. Amin. Mărire Tatălui, Fiului și Sfântului Duh.